Hello 7Q este numele tabletei de la UTOC despre care vom vorbi în cele ce urmează, o tabletă cu 4G, dar și cu conectivitate dual SIM. Este o tabletă mai mult decât interesantă, deoarece, așa cum spuneam, are parte de conectivitate 4G, dar și Bluetooth plus Wi-Fi, două cartele SIM și un preț de numai 349 de lei. Vom face astăzi un unboxing, vom vedea ce găsim în interiorul cutiei, cum se prezintă meniul tabletei, sistemul de operare și vom reveni în zilele următoare cu un review complet. Ea este tableta, o lăsăm puțin deoparte până vom vedea accesoriile puse în cutie de către cei de la UTOC. Dăm la o parte acest carton de protecție și descoperim un cablu USB OTG, micro USB OTG. Puteți conecta la tabletă și aici puteți asocia un mouse, o tastatură, un stick de memorie sau alte periferice cu USB. Este un accesoriu interesant, 5V și 2000 de mAh. Un încărcător de putere mare, trebuie să încarce bateria pe 2800 de mAh și veți folosi pentru asta acest cablu, certificatul de garanție, manualul de utilizare al tabletei, UTOC Hello 7Q LTE, manual în mai multe limbi, împreună cu un alt futuraș, ni se prezintă aplicațiile preinstalate pe tabletă, Sinau, Yabilet, Zonga, le vom descoperi atunci când vom porni tableta. Haideți să o scoatem din punguliță și descoperim o tabletă cu un ecran de 7 inci, este un IPS cu rezoluție 1024x600 de pixeli. Este fabricată din plastic, însă este un plastic mat cu o textură interesantă, cam așa arată. Haideți să vedem și elementele de conectivitate. Sus întâlnim mufa pentru căști, cea pentru încărcare. Pe partea din dreapta întâlnim un mic orificiu pentru reset, butonul de power on-off sau blocare deblocare a ecranului, butoanele de volum, camera de 2 megapixeli împreună cu blitzul LED. Trebuie să știți că mai avem și o cameră frontală de 0,3 megapixeli și difuzorul pentru convorbiri. Puteți folosi tableta și pe post de telefon, deoarece, așa cum spuneam, puteți introduce două cartele SIM, iar aici întâlnim difuzorul principal. Dacă tot spuneam de cartele SIM, haideți să dăm și acest căpăcel la o parte, să vedem unde introducem cartelele. SIM 1, SIM 2, cartele de tip standard SIM, dimensiuni normale, iar aici putem introduce un card de memorie suplimentar. Memoria internă a tabletei este de 8 GB, suplimentar putem mări cu încă 32. Haideți să o pornim și cât timp pornește vă mai spun din specificațiile sale tehnice. Tableta Hello 7Q LTE are un procesor de la MediaTek, un MT8735M, 1 GB de RAM, conectivitate, cum spuneam, 4G, dar și Wi-Fi, standardele BGSN, Bluetooth 4.0 plus Wi-Fi. Așteptăm să pornească, să vedem cum arată sistemul de operare preinstalat. Este Android 5.1 Lollipop, ce aplicații sunt instalate. Trebuie să mai știți că această tabletă are o greutate de 280 de grame și o grosime de fix 10 mm. Iată că tableta a pornit pentru prima oară. O deblocăm și cam așa arată interfața sistemului de operare Android Lollipop, care nu este customizat pe această tabletă. Cei de la UTOC au preferat și bine au făcut să lase un Android cât mai autentic. Avem butoanele care sunt integrate în sistemul de operare. Putem face direct un screenshot. Haideți să intrăm și în setări, să vedem cum arată zona de setări. Și aici este standard Lollipop. Despre tabletă, model Hello 7Q LTE, Android 5.1. Vedem dacă întâlnim și
limba română, mai mult ca sigur avem parte și de limba română. Da, limba română. O setăm. Vedem cum stăm și cu luminozitatea. Este la maxim. Haideți să intrăm și în afișaj. Și văd că avem parte inclusiv de Mira Vision, o veste bună, putem customiza puțin experiența după cum dorim noi, putem alege un mod standard, view sau modul utilizator. Vom vorbi despre toate aceste moduri în review-ul ce va veni pe androidro.ro. Vreau să văd ce aplicații avem preinstalate, cum spuneam, suita de aplicații de la Google, Sinau HD, un radio FM, văd că tableta are și radio FM. Trebuie să introducem căști pentru a putea folosi, însă nu întâlnim căști la pachet. Mai departe, iabilet.ro, Zonga, Talk Now, YouTube, cam tot ceea ce ne trebuie, fără nimic în plus. Văd că avem și o aplicație de la MediaTek, vom vedea ce ne oferă această aplicație și ce putem face cu ea. Ok, cam acesta a fost unboxing-ul tabletei UTOC Hello 7Q LTE. Veți găsi link în descrierea acestui videoclip către magazinul de unde o puteți achiziționa, dar și către articolul de unboxing scris de pe androidro.ro.